copiii se distrează. Oh, 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 yeah. Și mănâncă ciocolată. Am intrat așa într-o atmosferă. V-a plăcut cum v-ați simțit așa? Da. E foarte frumos la dumneavoastră. Avem și noi surprizele noastre muzicale. Sper să vă facă plăcere să le vedeți. Mă bucur tare mult. Știți că tot mereu când îi chem pe colegii mei, eu așa spun, pentru că și eu sunt din aceeași vreastă cu dumneavoastră, sunt cadrul didactic, tot mereu îmi doresc ca profesori, învățători, educatori, cei care vin, într-adevăr să se simtă bine, să simtă că noi îi primim cu căldură și că ne dorim din tot sufletul să promovăm tot ceea ce înseamnă învățământ brașovean, căci atâta ni se permite învățământul din Brașov. Dacă am putea, am promova și învățământul din țară, dar măcar cât putem noi să facem, adică Mix TV, emisiunea Tortul de Ciocolată, și cât îmi stă mie în putere, încerc să promovez proiectele frumoase. Și vorbeam de proiecte. Cum se numește proiectul cu care dumneavoastră vă înscrieți astăzi în concurs? Proiectul nostru este un proiect european finanțat din fonduri nerambursabile pe programul Erasmus Plus. Este o mare plăcere să realizez această diseminare a primului flux de copii care deja a fost în mobilitate. Proiectul se numește Artă, Talent, Profesie, Dezvoltare de Competențe Profesionale. Este un proiect deosebit pentru liceu, este pentru prima dată când cadrele didactice și elevii participă într-un astfel de proiect. Suntem singurul liceu din România în acest an școlar care derulăm și am câștigat un astfel de proiect și suntem foarte mândri. Echipa care a lucrat, nu mi-asum eu că am fost singură, am lucrat o echipă, am fost ajutat și de colegi din alte licee, pentru că orice început într-un proiect este greu, este foarte mult de lucru. Suntem tare bucuroși că am reușit și așteptăm rezultatele, să vedem cum va fi finalul proiectului. Dumneavoastră ați prezentat așa pe scurt și cu multă modestie, însă aș vrea puțin să detaliem, pentru că a face parte într-un astfel de proiect înseamnă un drum minuțios, un drum foarte lung, înseamnă că trebuie să aplicați pentru acest proiect, să faceți o mulțime de demersuri, se poate, exact cum ați fost acceptat, se poate la fel de bine școala respectivă să nu fie acceptată, de aceea aș dori să vă întreb ce înseamnă, practic, nu doar aplicarea, ci și câștigarea unui astfel de proiect, câștigarea locului într-un proiect Erasmus. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când toate tipurile de proiecte finanțate de Uniunea Europeană au intrat sub această cupolă. Deci există un singur program, Erasmus Plus, care a contopit într-un fel Comenius, Leonardo da Vinci. Chestiunea nu este simplă. Partea cea mai delicată este să-l scrii. Îl scrii, iar aplicația se face online, până într-un termen, până la o anumită oră, de regulă este ora 12. L-am scris și am avut marea surpriză, n-am mai știut nimic de el. Am primit doar confirmarea că a ajuns la Agenția Națională, fiecare țară își depune proiectele la propria ei agenție. Aici vrem să vorbim, adică noi nu avem posibilitatea să ne întâlnim cu partenerii internaționali, să stăm de vorbă, să negociem. Nu există această comunicare directă, da, față în față. Nu există niciun fel de comunicare directă, tu trebuie să-ți găsești partenerul, discuți cu el la telefon sau prin mail, deci prin mijloace de comunicare rapidă, îl întrebi dacă este de acord, pentru că trebuie să-ți dea o fișă a școlii lui, să-ți dea niște date. Așa l-am găsit pe acest partener și este extraordinar partenerul nostru, este din Italia, este din partea de sud-vest a Italiei, o regiune superbă din punct de vedere geografic. Este un liceu de artă mult mai mic decât al nostru, într-un liceu sunt maxim 90 de copii, cadre didactice foarte multe, artiști plastici, arhitecți, designeri. Deci a fost o încântare să mergem la ei. Rolul meu, de fapt, în acest proiect este de monitor. Eu fiind managerul proiectului, eu nu mă plimb așa cum vreau eu, dar fiind primul flux, am participat în ultima săptămână la activitatea de monitorizare a activităților. Deci proiectul nostru a fost aprobat, finanțat, am primit banii.
într-un cont deschis de liceul nostru, nu are niciun amestec contul și fondurile europene cu finanțările care noi le primim de la stăpânul nostru, Primăria Brașov. Este un fond pe care îl gospodărim exact pe activitățile și pe capitolele care noi le-am prevăzut în proiect. Proiectul cuprinde 20 de elevi, două cadre didactice însoțitoare, eu în calitate de monitor și 8 cadre didactice de specialitate care sunt artiști plastici și artiști în arhitectură, design și arte ambientale. Haideți să vedem, care este scopul acestui proiect? Ce urmăriți la final să bifăm? Elevii noștri, o iau un pic, fac un pic pe ocol, dar, ca să vă dau răspunsul. Elevii noștri la finalul liceului primesc certificat de calificare profesională. Asta este legislația la noi. Copiii noștri care termină secția de arte plastice și arte ambientale primesc un certificat care poartă denumirea, deci primesc o specializare și se numește tehnician pentru tehnici artistice. Această specializare are o listă de competențe profesionale. Exact ca și cum dumneavoastră ați face un curs de calificare și primiți un supliment cu niște competențe profesionale. Așa primești și elevii noștri. Elevii de la arhitectură, design și arte ambientale primesc un certificat de calificare cu specializarea de desenator tehnic pentru arhitectură și design. Bun, și aceștia au niște competențe. Deci proiectul nostru, scopul principal, este ca elevii noștri, participând la aceste schimburi cu parteneri externi, să-și îmbunătățească, să-și dezvolte abilități pe competențele noastre, pe tehnicile utilizate artistice la noi, dar și pe tehnici și competențe care se desfășoară și le primesc elevii din alte țări din Uniunea Europeană. Înainte de a vorbi și despre alte detalii, de a ne povesti ce a însemnat deplasarea dumneavoastră, căci de curând v-ați întors de acolo și am văzut poze și am văzut că a fost foarte frumos și atât dumneavoastră, cum spuneați mai devreme, cât și elevii au fost foarte impresionați, ne-ați spus că aveți și dumneavoastră momentele artistice cu care vă mândriți. Ce pregătim acum pentru început? Pentru început le-aș invita pe cele două eleve care vor cânta la chitară și voce, care nu știu unde vor participa în platou, ca să ne cânte un cântec foarte frumos al lor. Sunt de la liceu sau de la școala gimnazială 4? Sunt și de la liceu, sunt și de la școala gimnazială 4, pentru că noi suntem un tot. Ne numim Liceul Vocațional de Arte Plastice. Se distrează, și mănâncă ciocolată. Momentul ne-a fost anunțat, dar haideți să vedem de cine este pregătit acest moment. Cum te numești și în ce clasă ești? Mă numesc Constantin Escoana și sunt în clasa 6. La? Liceul de Arte Plastice, Hans Matisse. Mă numesc Morariu Sabina și sunt în clasa 6 la Liceul de Arte Plastice, Hans Matisse. Ce moment ne-ați pregătit pentru seara aceasta? O să cântăm împreună la chitară Andrei Popa. Oh,
departe despre proiectul dumneavoastră cu care Liceul Vocațional de Arte Plastice s-a înscris și mai cu seamă că de curând v-ați întors dintr-o călătorie deosebită. Dar să facem cunoștință. Cum vă numiți? Mă numesc Chițu Diana, sunt profesor de informatică și am însoțit primul flux de elevi în cadrul acestui liceu în Tegiano, Italia. De curând v-ați întors, dar doar cei o săptămână, cred, da? Pe data de 19 ne-am întors din Italia. A fost prima oară când ați fost în Italia, dumneavoastră și copiii? Eu împreună cu copiii, da, în particular, deci am fost la Roma, am vizitat Italia, dar nu cu 10 fete frumoase, cum mi-au spus la vamă și m-au întrebat cum de am curajul să ies din țară cu 10 fete frumoase. Ei, iată că ne-am și întors și ne-am întors îmbogățiți. Bravo, bravo, haideți, aplauze acolo, da? Fetele se susțin, așa, bravo. Știți că așa e la un concurs, aplaudăm, susținem, avem susținători aici, da? Dar din ce știu eu, nu doar frumoase, ci și talentate. Ce ați făcut acolo? Am ajuns la liceu de arte plastice și am, eu vorbesc în numele grupului de elevi, așa cum am spus, predau informatică, rolul meu a fost de a supraveghea, de a îndruma și de a monitoriza întreaga activitate și grupul, toate fetele și un băiat, au lucrat sub îndrumarea colegilor italieni, împreună cu grupul de elevi din Italia. Mai exact, ce activități au avut? Pentru început au avut ore de pictură, am asistat la orele lor, au pictat împreună cu colegii italieni și au însușit tehnici noi de lucru. Au lucrat în ceramică, au învățat o tehnică nouă de care și la noi se practică, dar acolo chiar au experimentat tehnica pictării pe apă, tehnica marmorizată, carta marmorizată, da. S-au bucurat ambele grupuri, au socializat, au cooperat și au schimbat idei despre modul în care se lucrează la noi în liceele de artă și noi am văzut cum se lucrează la ei în liceele de artă. Evident, au tehnici noi, dar și fără aceste tehnici noi, elevii noștri s-au descurcat și au realizat picturi frumoase, am făcut vizite de documentare, în urma cărora am făcut schițe, croquiuri, desene. La finalul stagiului s-a realizat o expoziție și toată lumea a fost mulțumită. Și chiar ne-am îmbogățit cunoștințele cu tehnici noi de lucru. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste lucruri împărtășite. O să vă întreb imediat, o să vă adresez și alte întrebări. Tot mereu când am avut ocazia de a discuta cu profesorii despre experiențele lor în alte țări, tot așa profesori care au fost implicați în proiecte Erasmus sau în proiecte Comenius, i-am întrebat care a fost primul impact în momentul în care au ajuns la școala de acolo, dacă au avut așa un sentiment de naționalism și de patriotism și au zis, domnule, tot la noi e mai bine, sau v-ați gândit, poate, la ei e mai ușor, e cum? Cum ați perceput dumneavoastră, să zic, oarecum cât ați putut, învățământul de acolo, modul lor de lucru, ore, pregătire, profesorii cum erau, că noi știm, noi suntem stresați, nu cu multe hârtii, cu multe activități, cu multe documente, cum erau ei? Acum ce pot să vă spun, nu știu câte hârtii fac ei, au fost niște oameni calzi, niște oameni primitori, astfel încât de la început nu ne-au dat senzația că am fi venit pe un tărâm străin, ne-au integrat și ne-am integrat în școală, astfel încât totul a decurs normal ca și când am fi fost în liceul nostru. Aș deosebi ce era la ei altfel decât la noi? Au ateliere mai mari, luminoase, dotate. Într-adevăr, dotarea este net superioară. Au altă finanțare, da? Da, e posibil asta. Au alți bani de la buget. E și acolo. Este o școală frumoasă, o școală curată. Elevii au socializat. Ei sunt foarte sociali.
astfel încât, v-am spus, nu ne-au dat nici măcar o secundă senzația că am fi într-un loc străin și ne simțim stingheri sau am avea nevoie de ceva și ne-e teamă să spunem că ne dorim poate și o poară de hârtie, poate și un creion, poate și... deci aici este vorba de uneltele de lucru. Astfel încât profesorii, de asemenea, și-au dat silința să ne explice locul în care ne aflăm. Era un centru istoric extrem de frumos, după care, v-am spus, au făcut diverse schițe, biserici în care am intrat și grupul de elevi au făcut schițe. O excursie a fost la Pompei, care într-adevăr a fost spectaculoasă prin tot ce aduce istoria. Și una peste alta vreau să vă spun că ne-am simțit ca acasă. N-aș putea să vă spun că ne-am fi dorit să rămânem acolo. Tot mai bine e acasă, nu? Unde e ca acasă? Ne-am și întrebat dacă nu cumva ne pare rău că plecăm și noi am fost foarte dezinvolți și ne-am spus nu, ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem, să lucrăm cu dumneavoastră, să socializăm, să schimbăm idei, să schimbăm cunoștințe, dar ne întoarcem acasă. Da, vedeți, e minunat când ne întoarcem așa pozitiv și cu o experiență frumoasă. O să mai avem multe de povestit aici. Mai cu seamă că doamna director ne-a pus la dispoziție un întreg colaj de poze acolo, poze pe care noi vi le arătăm dumneavoastră în cadrul emisiunii. Însă, înainte de a merge și a povesti mai departe, nu ne dezamăgim, da? Atunci când am spus liceul vocațional, căci avem multe momente artistice, multe momente frumoase. Ce avem acum pregătit? Mi-am spus despre un copil deosebit, care este și deosebit de emoționat. Toți copiii sunt deosebiți, dar aș vrea ca Ioana, unica, să vină să ne cânte cu vocea ei frumoasă. Are o melodie care se numește Your Song și aș ruga-o să vină să ne cânte pentru că este foarte emoționată și n-aș vrea să mențină această stare de emoție foarte mult timp. Să o eliberăm, să se simte și ea bine. Înțeleg, dar să nu mai prelungim emoțiile. Da. Dar știți că povesteam mai devreme că este inevitabil ca într-o emisiune să nu fie emoții. Să știți că și prezentatorul are emoții. Poate eu sau colegii mei, da, care lucrează în televiziune, noi ne-am învățat să ne mascăm emoțiile, dar tot mereu avem emoții. Și era o vorbă care spunea că cine nu are emoții nu merită să câștige. Așa este. Toți avem emoții în momente deosebite din viața noastră, fie că sunt personale, fie că sunt la locul de muncă. Sunt momente care îți creează o stare așa deosebită, care cred că sunt emoții. Iar dacă sunt emoții, înseamnă că trăirile sunt adevărate și că omul este implicat la maxim. Haideți să o cunoaștem pe Ioan. I'm
Oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată.